Serialul începe cu un eveniment care a avut loc acum 22 de ani în Logtown, unde Gold Roger, cunoscut drept regele piraților, este capturat și condamnat la executare de vicemiralul Garp în numele guvernului mondial. Această execuție este menită să servească drept avertisment pentru toți pirații. Cu toate acestea, chiar înainte de execuție, Gold Roger face o declarație uluitoare. El dezvăluie că acea comoară a sa, One Piece, este ascunsă undeva în ocean, sugerând că mulțimea să meargă și să o găsească, declanșând epoca Mari Pirați. Avansăm rapid până în ziua de astăzi. Îl întâlnim pe protagonist, Monkey D. Luffy, un băiat hotărât care visează să devină regele piraților și să găsească comoara One Piece. Călătoria lui Luffy începe când barca lui mică se scufundă în timpul unei furtuni. Întotdeauna, plin de resurse, Luffy se bagă într-un butoi pentru a rămâne pe linia de plutire. Cu toate acestea, barca lui se îndreaptă fără să știe în direcția unei bătălii între niște marinari nefericiți și capitanul Alvida, un pirat rău cu echipajul ei. Lady Alvida este învingătoare, iar butoiul lui Luffy este tras la bordul navei ei. Capitanul este hotărât să o găsească pe vânătoarea de recompense, Roronoa Zoro, despre care crede că vine după recompensă. Cu toate acestea, când întreabă un grup de membri ai echipajului, unul dintre ei dezvăluie că l-au transportat pe Zoro pe insula Sixis, dar numele lui Alvida nu era pe lista lui de țintă. Acest lucru o enervează pe Alvida, iar ea îl ucide cu brutalitate pe membrul echipajului cu o bâtă în formă de rață, instruindu-l pe cabana Kobe să curețe mizeria. Mai târziu, noapte, când Kobe face curățenie în clubul Lady Alvida, Luffy iese brusc dintr-unul dintre butoaie pe care echipajul le-a transportat pe navă. Kobe este surprins când Luffy se prezintă ca un pirat, pentru că nu se potrivește cu imaginea tipică a unui pirat, a unui hoț nemilos și a criminalului. Scena se întoarce apoi cu 10 ani în satul Windmill, unde vedem copilăria lui Luffy. Este un orfan cu o dorință arzătoare de a deveni un pirat înfricoșător și de a îmbrățișa libertatea care vine cu asta. În acest timp îl întâlnește pe Shanks, un capitan de pirați puternic și respectat, care refuză cererea de a se alătura echipei sale de pirați. Acest lucru îl înfurie pe Luffy, iar acțiunile lui nesăbuite îl determină să consume fructele de gumă, oferindu-i abilități de întindere. Înapoi în prezent, Kobe îi sugerează lui Luffy să iasă din barcă înainte ca cineva să-l găsească. El chiar îl ajută să găsească o cale de ieșire, dar Luffy face accidental un zgomot puternic lovind o vâslă de un clopoțel. Acest lucru îl face pe Alvida, capitanul piraților, să se trezească împreună cu restul echipajului. Pe măsură ce ea îi confruntă, onestitatea lui Luffy îi pune în necazuri, deoarece el admite deschis că lui Kobe nu-i place de Alvida. Urmează apoi o luptă pe puntea navei, unde Luffy își arată abilitățile incredibile. El respinge un glonț tras spre el și demonstrează puteri supraomenești de întindere, în cele din urmă învingând-o pe Alvida, trimițând-o peste bord în mare. Echipajul este atât de speriat de puterea lui Luffy, încât îi oferă lui și lui Kobe o barcă și suficiente provizii pentru a-și continua călătoria către următoarea destinație. Scena se schimbă apoi pe insula Sixis, unde ni se face cunoștință cu domnul Seven, care este dornic să-l recruteze pe Zoro în organizația sa numită Baroque Works. Cu toate acestea, Zoro refuză oferta, ducând la o luptă aprigă cu sabia între cei doi. Această bătălie ne permite să asistăm la impresionanta sabie a lui Zoro, în timp ce îl învinge pe domnul Seven, tăindu-i corpul în jumătate. Între timp, în East Blue, o femeie misterioasă cu păr roșu pe nume Nami se spală pe mal lângă o corabie de pirați. Ea se comportă ca și cum ar fi fost atacată și pledează pentru ajutorul piratului, în timp ce încearcă să ascundă un cufăr mare. Doi pirați de pe navă se grăbesc să urce la bordul navei ei, sperând să pună mâna pe conținutul cufărului. Cu toate acestea, constată că este gol. În același timp, Nami îi depășește și ajunge să preia controlul asupra navei lor, pornind într-o călătorie cu harta ei cu comori. Înapoi la Kobe și Luffy, în timp ce navighează pe o barcă, aflăm că Kobe aspiră să devină membru al trupelor marine. Luffy promite că îl va ajuta și în curând ajung pe Shell Island, o bază marină cu intenția de a găsi un echipaj pentru Kobe și de a asigura o hartă a Grand Line. Cu toate acestea, înainte de a intra în bază, își ia un moment pentru a lua o masă și a intra într-un restaurant. Acolo se întâlnesc cu Zoro, care sosește purtând trupul fără viață al domnului Seven. Nami este și ea prezent în apropiere, încercând să flirteze cu un ofițer de marină pe care ulterior îl incapacitează și îi fură uniforma. După un timp, un ofițer maritim îngânfat pe nume Helmepo, care este și fiul capitanului de marină Morgan, ajunge la fața locului și se ciocnește de o fetiță, Rika. Helmepo se supără și începe să-i trântească biluțele de orez la pământ, zdrobind una dintre ele cu picioarele. Acest lucru îl înfurie pe Zoro și cere lui Helmepo să-i ceară scuze fetiței. Acesta din urmă refuză să facă acest lucru și în schimb își desface sabia, gata să lupte cu Zoro. Asta începe o luptă, dar Zoro îl dezarmează cu ușurință pe Helmepo și învinge gardienii marini cu mișcările sale furtive. Zoro se confruntă cu Helmepo, care îi oferă orice pentru a-i cruța viața. Zoro decide atunci să aibă șansa de a cere bani de la capitanul Morgan. După aceea, în interiorul bazei maritime, Morgan laudă puterea lui Zoro și îl invită să se alăture pușcașilor marini, dar aceasta din urmă refuză. În schimb,
Zorro vrea să pretindă recompensa pentru Mr. Seven. Cu toate acestea, Morgan dezvăluie că atacul pușcașului marin implică o pedeapsă de 7 zile în închisoare, iar dacă Zorro nu se conformează, va pierde recompensele guvernamentale. Hotărât să strângă recompense, Zorro acceptă să fie închis, sperând să ajungă din urmă cu puțin somn. Între timp, Luffy și Kobe plănuiesc să se infiltreze în baza marină pentru a obține harta. Luffy vede o conductă de canalizare din apropiere și își face o idee. Apoi îl instruiește pe Kobe să pregătească barca și să rămână în urmă, în timp ce el elaborează un plan pentru a se infiltra în bază. A doua zi, Helmeppel bagiocorește pe Zorro cu una dintre săbiile sale, iar acesta din urmă jură să se răzbune odată ce este eliberat. Cu toate acestea, Helmeppel dezvăluie că Morgan nu are nicio intenție să le elibereze. După ce pleacă, Luffy iese dintr-un tunel și, foarte impresionată de reputația lui Zorro de vânător de pirați, decide să le elibereze. Luffy îi întinde invitația lui Zorro cerându-i să se alăture echipajului, dar el refuză oferta explicându-și motivele personale. Nami, pe de altă parte, se deghizează într-un marinar, luând uniforma de la un soldat pe care l-a incapacitat mai devreme. Ea este la subsol și caută o hartă doar pentru a realiza că se află în biroul lui Morgan. Pe de altă parte, Luffy, care explorează zona, dă peste Nami în subsol. Cu instinctele sale ascuțite, Luffy îi recunoaște rapid adevărata identitate din spatele deghizării marine. Realizându-și scopul similar de a duce harta către Grand Line, ei decid să colaboreze, în ciuda faptului că nu fac parte din același echipaj. După aceasta, împreună intră în biroul capitanului Morgan, doar pentru a descoperi un mecanism ascuns care dezvăluie un seif secret în podea. Din păcate, intruziunea lor declanșează o alarmă, iar ei sunt descoperiți de marinari. Într-o demonstrație impresionantă a abilităților sale unice, Luffy își folosește puterile de întindere pentru a extrage cu forța seiful de pe podea, făcându-i să cadă pe fereastră și să aterizeze în fața unui grup de soldați pregătiți să confrunte. În continuare, urmează o confruntare culminantă între capitanul Morgan și echipa lui Luffy, care îl include pe Luffy, Nami și Zorro, recent eliberat. În cele din urmă, trioul iese învingător din luptă, preluând controlul asupra unei nave și pornind din nou. Luffy îi cere apoi lui Kobe să li se alăture și să plece, dar acesta din urmă refuză și afirmă că acum se va alătura pușcașilor marini. Vestea furtului hărții Grand Line din Shelltown ajunge la vice-amiral și chiar și infamul Buggy, pirat, devine conștient de asta. Scena se întoarce în trecut, când Luffy își exersează abilitățile nou dobândite. Chiar atunci el primește un avertisment de la proprietarul restaurantului Makino că, deși fiecare fruct al diavolului acordă puteri unice, ele pot fi anulate prin intrarea în contact cu apa de mare, ceea ce este o slăbiciune semnificativă. În același timp, Luffy își exprimă din nou dorința puternică de a se alătura echipajului Shanks. Cu toate acestea, Shanks refuză cu blândețe cererea lui, explicând că după ce se va îmbarca în următoarea călătorie, nu se va mai întoarce. Această respingere îl lasă pe Luffy să se simtă complet abătut. După un timp, Shanks și echipajul său de pirați se confruntă cu un alt grup de pirați. Liderul de grup al acestui inamic îl răpește pe Luffy și se îndreaptă spre mare, dar întâlnesc un monstru marin masiv. Liderul inamic este devorat de monstru în timp ce Shanks ajunge la timp pentru a-l salva pe Luffy. Din păcate, Shanks își pierde brațul în acest proces, dar îl protejează pe Luffy. Înainte de a pleca, Shanks îi dă lui Luffy o pălărie de pirat de paie, promițându-i că o va recupera odată ce acesta din urmă va deveni un mare pirat. Shanks pornește apoi spre perfida Grand Line. Revenind la cronologia actuală, Nami deschide seiful pe care l-au adunat din biroul lui Morgan, dezvăluind harta Grand Line, un articol foarte valoros și căutat. Nami, care posedă abilități excepționale de navigație, își asumă rolul de a explica complexitățile mării lui Luffy și Zorro și desenează o hartă împărțind oceanul în 4 cadrane: East Blue, North Blue, West Blue și South Blue. Ea menționează că linia roșie formează un inel în jurul lumii, în timp ce Grand Line este o întindere periculoasă de ocean cunoscută pentru insulele sale masive, orașele pline de viață și pirații formidabili. Cu toate acestea, Nami este sceptică cu privire la existența lui One Piece, considerând-o o simplă legendă. Dintr-o dată, complotul ia o întorsătură dramatică când o floare roșie colosală luminează cerul, uimind pe toți cei prezenți pe barcă. Pe măsură ce fumul gros îi învăluie, toți trei își pierd cunoștința. Într-o mișcare de gândire rapidă, Luffy înghite harta Grand Line înainte de a ceda în inconștiență. În următoarea scenă, când grupul se trezește în cele din urmă, ei se trezesc captivi, confirmând suspiciunea anterioară lui Luffy că au fost capturați de pirați, nu de marinari. Între timp, Kobe se află la bordul navii maritime cu vice-amiralul Garp și se apropie. Se angajează într-un joc Go cu Kobe câștigând surprinzător. Acest lucru îl învață pe Kobe o lecție valoroasă despre hotărâre și tratarea cu inamicii, în special cu pirații. În timpul călătoriei lor, se îndreaptă spre insula Gecko, iar Kobe are sarcinea de a-l captura pe Luffy și echipajul său, al cărui steag a fost ridicat în apropiere. Întors la conacul ca ei, Usopp reflectă asupra poveștii lui Luffy și își dorește să li se alăture. Cu toate acestea, loialitatea lui față de Kaya și prietenia lor profundă îi țin alături de ea. Usopp sublinează rolul său de cel mai bun prieten și susținător al lui Kaya, iar Kaya răspunde și sentimentelor. În scena următoare, după ce Zorro dorește să consume vindecarea
calitate, Usopp și Zoro se aventurează în subsol pentru a găsi mai mult vin. Spre disperarea lor, acolo descoperă trupul neînsuflețit al lui Merry, cu 5 urme de lame pe piept. Aici, Glahador îi confruntă pe cei doi și se dezvăluie că Glahador, care poartă numele de Kuro, este capitanul piraților Black Cat și este de asemenea unul dintre pirații căutați. Zoro își amintește și el și se pregătește să lupte împotriva lui. Cu toate acestea, el este prins în ambuscată și lăsat inconștient de către ajutorul lui Glahador, în timp ce Usopp reușește să scape într-o fereastră. Kuro îl respinge pe Usopp ca fiind lipsit de importanță și crede că nimeni nu va pretinde pretențiile lui. Disperat, Usopp sună clopotele orașului pentru ajutor, dar orășenii îl ignoră de fiecare dată. Neștiind aceste evenimente, Nami vizitează dormitorul Kaiei pentru a fura câteva obiecte de valoare. Spre surprinderea ei, Kaia este încă trează, dar nu spune nimic despre acțiunile ei. În apărare, Nami oferă cuvinte de încurajare pentru Kaia, îndemnându-o să se apere. Nami pleacă lăsând în urmă o față de pernă care conține echipamentul furat pe care intenționase să-l recupereze. Între timp, Zoro și Merry sunt aruncați într-o fântână de către ajutoarele lui Glahador și sunt lăsați ca morți. În ultima scenă, Usopp se prăbușește în piața orașului, frustrat că nimeni nu îl crede. Cu toate acestea, Kobe sosește cu ceilalți pușcași marini și se apropie de el, admițând că îl crede pe Usopp și este acolo să-l ajute.